Atunci când aducem în discuție cuvântul cimitir, poate cei mai mulți dintre noi ne gândim la povești cu strigoi sau fantome. Ei bine, nu e deloc așa. Ba din contră, sunt zvonuri în care se spune că cimitirul poate fi locul cel mai liniștit. Trei tineri din Iași s-au gândit să creeze un proiect denumit Turist în orașul tău. Mai exact, un tur pietonal inedit în cimitirul plin de culoare, Eternitatea din Iași. Împreună cu sora și soția mea am inițiat acest proiect, care se intitulează Turist în orașul meu. Ne-am constituit ca o societate comercială care își propune să ajute la răspândirea culturii, să aducă un plus de educație în rândul maselor. Organizatorii Andreea, Irina și Andrei Tacu ne-au mărturisit că și-au dorit să realizeze prin acest proiect un arc peste timp, unde s-au întâlnit cu personalități care au marcat viața culturală, științifică, artistică și politică atât a capitalei Moldovei, cât și a României. Pe parcursul circuitului de astăzi, ne-am propus să evidențiem o serie destul de mare de personalități care au marcat viața culturală, politică și artistică a orașului nostru, ba chiar a întregii României. Prin numele de seamă care sunt înhumate aici, amintesc doar de Mihail Cogălnicianu, care a fost cel de numele căruia se leagă Revoluția de la 1848, Unirea de la 1859 și Declararea Independenței României la 1877. Cum a pornit această idee și ce s-a întâmplat până acum, ne spune Andreea Tacu. Ideea proiectului Turist în orașul meu ne-a venit în urma frecventării cursurilor de ghizi organizate de ATGR, Asociația Turistică Ghizii României, prin intermediul cărora am reușit să cunoaștem mult mai multe lucruri atât despre Iași, cât și despre celelalte locuri frumoase și pe care poate unii dintre noi nu le știm despre țara noastră. În urma terminării cursurilor organizate de ATGR, am hotărât să implementăm și în orașul Iași această idee de a deveni pentru câteva momente turiști în orașul nostru și să promovăm în rândul ieșenilor și, de ce nu, și al celorlalți membri ai comunității, turiști sau studenți care vor veni în următoarea perioadă, mai multe obiective culturale din Iași. Primul tur organizat a avut ca obiective monumentele din zona Copoului, pornind de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, continuând cu Parcul Copou și am ajuns până la Parcul Expoziției și Grădina Botanică. În turul de față încercăm să prezentăm pe scurt câteva monumente din cadrul cimitirului Eternitatea. Bineînțeles, este vorba de o selecție foarte drastică făcută, întrucât cimitirul are foarte, foarte multe monumente, el fiind, de fapt, un monument în sine. Cimitirul Eternitatea a fost înființat la inițiativa lui Scarlat Pastia, fost primar al Iașului între anii 1877-1879 și amenajat la periferia orașului pe terenul numit Via lui Dragoș, situat pe dealul Tătăraș, teren aflat în proprietatea lui Pastia și pe care acesta l-a donat orașului. Cimitirul trebuia să înlocuiască numeroasele cimitire bisericești ale Iașului, cimitire care urmau a fi desființate pentru a asigura salubritatea orașului și a permite sistematizarea urbană. În actul de donație, primarul Pastia punea trei condiții. Cimitirul să se numească Eternitatea, organizarea cimitirului să fie realizată în decurs de 2 ani, municipalitatea să construiască o stradă care să lege orașul de cimitir. Cele mai frumoase și impunătoare monumente funerare din acest cimitir au fost realizate de către sculptorii pietrari Frederic Firing și Salvador Scutari, ambii înmormântați în același cimitir. În cadrul acestui tur inedit în cimitirul Eternitatea, persoane de diferite vârste și-au arătat interesul să cunoască istoria veche a orașului Iași, dar și poveștile din spatele monumentelor impunătoare și frumos realizate. Povestea cea mai așteptată a fost a Uriașei. Legenda spune că fata era fiica unui cadru militar, undeva de prin podul Iloaie, și suferea de gigantism, astfel că undeva în jurul vârstei de 10 ani ajunsese la 3 metri înălțime, astfel că tatăl ei a împușcat-o. Ulterior se spune că, fiind totuși marcat de acest eveniment, ar fi comandat acest monument pe care l-a adus în Eternitate. Printre vizitatori s-a aflat și colegul nostru George Marici.
Un veteran și cunoscător al cimitirului, care ne-a mărturisit gândurile lui despre această inițiativă. Mi-a făcut plăcere să particip la acest tur de cimitir, cimitirul Eternitatea din Iași, care este un muzeu în aer liber, evident, și nu cred că putem acuza autoritățile locale că nu toate treburile sunt aranjate așa cum ne-am dorit, pentru că este un cimitir care se întinde pe câteva hectare și cred că cei care se ocupă sunt puțin la număr, pentru că cimitirul, aparținând evident de primăria municipiului Iași, are oameni care fac curat pe cei de la Salubriți, care nu sunt în număr foarte mare și trebuie să acopere suprafața orașului, să o cureți, evident. Dar cred că și noi, ca și cetățeni ai orașului, avem o datorie cât de cât morală să venim din când în când sau cât ne permite timpul sau să organizăm anumite, eu știu, tăieri de iarbă, curățiri de morminte. Nu putem interveni la cele de patrimoniu, pentru că nu ne dă voie legea, dar flori, lumânări și ordine putem să facem. Un tur excepțional, pentru că la Iași, în cimitirul Eternitatea, își dorm somnul foarte multe personaje și personalități ale istoriei literare și nu numai a orașului celor șapte coline, oameni care au influențat atât destinele capitalei Moldovei, cât și destinele României, de ce nu? Pentru că densitatea de oameni de cultură pe metru pătrat cred că este cea mai mare la Iași, având prima universitate din țară. Da, îl avem pe Ștefan Micle, care a fost soțul Veronicei și a fost al cincilea rector al universității, având o mulțime de primari destoinici și o mulțime de poeți. Să nu uităm că primul sonetist român, părintele sonetului românesc, Mihai Codreanu, este îngropat la Iași, George Topârceanu, autorul baladelor Vesele și Triste, este înmormântat la Iași, Mihail Cogălnicianu, ministru pe timpul lui Cuza și pe timpul dinastiei de Hohenzolleri, este îngropat la Iași, povestitorul Ion Creangă și, de ce nu, poate unul dintre cei mai de seamă primari ai Iașului, Scarlat Pastia, alături de Vasile Pogor, alături de Garabeti Brăileanu. În epoca modernă l-avem pe Gheorghe Buhac, ultimul director al Cuglui, și așa mai departe. Da, un tur care se vroia a fi făcut cât mai des, în așa fel încât oamenii să cunoască o parte din istoria Iașului și a personalităților care au poposit aici, fie că au fost oameni ai locului, fie că au venit de prin alte părți. Toți cei prezenți au rămas impresionați de ceea ce au ascultat și, chiar dacă timpul nu a permis în a acoperi tot ceea ce organizatorii și-au propus, Andreea Tacu ne-a promis că va exista și partea a doua din acest tur, cât și ce urmează în perioada următoare, ne spune chiar ea. Dorim să organizăm un alt tur, din nou în centrul Iașului, de această dată pornind de la Palatul Culturii, trecând pe la Mitropolie, ajungând la Teatrul Național și, de ce nu, să încheiem la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii. Gelesnea, cu un vers superb tradus din marele Serghei Esenin, ne ducem toți câte puțin mereu către un liman de tihnă și împăcare. Poate curând va trebui și eu bulendrele să-mi strâng pentru plecare.